G24, președintele Klaus Iohannis, în urmă cu foarte puțin timp, a semnat două decrete. Primul dintre ele are legătură cu revocarea din funcție a lui Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, practic răspunsul la cererea de revocare înaintat de premierul Florin Câțu, și un altul, un decret prin care premierul Florin Câțu va fi în funcție de interimar ministru al finanțelor. Sunt două dintre decretele pe care, în urmă cu puțin timp, președintele Klaus Iohannis le-a semnat. Între timp a apărut și prima reacție a lui Alexandru Nazare vis-a-vis de demiterea sa. El a declarat ceva mai devreme pentru Digi24 că nu există motive întemeiate ca el să fie schimbat din funcție. Mergem într-o transmisie directă la Emma Stoica, e chiar la guvern, a urmărit declarațiile de astăzi. Emma. Bine te-am găsit, Cătălin, bun găsit tuturor. Avem prima reacție din partea fostului ministru, putem să spunem de acum, Alexandru Nazare. Acesta spune că i-a explicat premierului că a avut rezultate bune la Ministerul Finanțelor și chiar domnia sa a spus în anumite declarații publice, a lăudat Ministerul Finanțelor și modul în care s-au desfășurat lucrurile la acesta. De asemenea, a spus că nu consideră că ar trebui să-și dea demisia. Acest lucru vine în contextul în care premierul a anunțat că i-a cerut prima oară lui Alexandru Nazare să renunțe la funcția de ministru al finanțelor și să se retragă, dar pentru că nu a acceptat, s-a ajuns la această remaniere. De asemenea, Alexandru Nazare mai spune că în momentul de față rectificarea bugetară arăta bine, de aceea nici nu a decis să își dea demisia. Conform informațiilor Digi24, astăzi a avut loc o discuție între premier și ministrul finanțelor, o discuție la care, spun apropiația lui Alexandru Nazare, premierul a anunțat că unul dintre motivele pentru care este demis nu ar fi doar performanța pe care acesta a avut-o la Ministerul Finanțelor, dar și echipa pe care premierul o are în spate în momentul de față în lupta internă din Partidul Național Liberal, pentru că știm că acolo se dă o luptă pentru șefia partidului, motiv pentru care s-ar fi ajuns inclusiv și la această demisie. De asemenea, este important de precizat că premierul caută în momentul de față un ministru pentru acest portofoliu. Sunt mai multe nume vehiculate, însă, conform informațiilor Digi24, Dan Vâlceanu ar fi una dintre propunerile pentru acest minister. Este un apropiat al lui Florin Câțu, este unul dintre oamenii din echipa care îl susține pe Florin Câțu la șefia Partidului Național Liberal și este important de precizat că în această perioadă se va face și rectificarea bugetară despre care vorbea Alexandru Nazare în acest mesaj, rectificare bugetară importantă în care vor fi reîmpărțiți banii prin Ministerul Finanțelor, atât către ministere, dar și către OAT-uri, adică către primarii din țară. Așteptăm să vedem care va fi totuși propunerea oficială a premierului Florin Câțu pentru numele de ministru al finanțelor, pentru că în momentul de față acesta poate ocupa funcția de ministru cel mult 45 de zile interimar.